Am revenit în direct, dosar de politician. O știre aparent banală ne-a făcut să ne aducem aminte despre una dintre cele mai mari mizerii întâmplate în ultimii ani în România. Are legătură cu Liga Profesionistă de Fotbal. Acum câțiva ani, când Victor Ponta și Liviu Dragnea mergeau cot la cot și conduceau România pe vremea USL-ului, s-a întâmplat un următorul episod. Într-un hotel din capitală, mai mulți șefi de echipe de fotbal din Liga 1 au fost chemați de Dragnea și Victor Ponta la ordin politic, au venit în București, s-au întâlnit cu șefimea de la PSD, da? Ca să-l înscăuneze pe Gino Iorgulescu, prietenul lui Victor Ponta, în poziția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Noaptea ca hoții, cum ar spune unii. A avut loc întâlnirea la hotel. Șefii de echipă de fotbal au fost convinși prin metode specifice de Victor Ponta și Liviu Dragnea. Gino Iorgulescu a ajuns președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. La câteva săptămâni, într-un interval foarte scump, scurt de timp, Gino Iorgulescu face o licitație pentru drepturile de televizare a meciilor fotbalului. Nu. Domnul Dumitru Dragomir mi-a stricat surpriza, vreau să vă anunț după un crescendo, da? Nu face. Și nu face licitație. Nu. Nu face o încredințare directă. Da. Iar dacă vreți să o luăm, să cunoască lumea toată povestea. Nu, să continuați povestea. Haideți să vedem materialul pe care l-am pregătit și dumneavoastră completați povestea epic, da, din acea perioadă, sigur, până în zilele noastre, când domnul Gino Iorgulescu a fost reînscăunat șef al LFP. Într-o atmosferă de profundă blazare, în scaunul de la Liga Profesionistă de Fotbal a rămas, fără să dea semne de mare bucurie, Gino Iorgulescu. Roadele culese după primul mandat sunt de-a dreptul jalnice. Românii sunt din ce în ce mai puțin microbiști. Sătui de fotbaliștii care păcălesc fotbalul, de meciurile fără nerv, unde poate încăierările dintre jucători sunt ceva mai interesante, oamenii schimbă canalul TV, plictisiți când au de cei 22 de ascultători de manele care aleargă după o coțofană pe care nu mai știu să o dreseze. Astfel că audiența TV, la meciurile din Liga păstorită de Iorgulescu, a ajuns la firul ierbii, adică la 1,3%. Nici pe stadioane nu mai dau românii năvală, astfel că, față de campionatul din 2012-2013, numărul celor care au mers pe stadioane a scăzut cu 40%. Aceste mărețe realizări l-au propulsat în al doilea mandat pe Gino Iorgulescu. Fostul fundaș central, cu 49 de selecții în echipa națională, a reușit să ia scaunul lui Mitică Dragomir în mod surprinzător, bănuindu-se că alegerea sa a fost rezultatul unei adevărate conspirații politico-financiare. În cartea sa de memorii, Dumitru Dragomir povestește o întâmplare incredibilă care pare să fie cheia întregii afaceri. Nea Mitică susține că înainte de alegerile de la LPF s-a întâlnit cu Arpad Pascani, care după câteva tatonări i-ar fi propus ca în schimbul sumei de 20 de milioane de euro să nu mai facă licitație pentru drepturile de difuzare a meciurilor, ci să îi le vândă lui. Văzând că Dragomir refuză oferta, Pascani i-ar fi spus direct că el reprezintă grupul de la Cluj și că dacă nu va ceda, va fi înlocuit la ligă cu cineva mai înțelegător. Coincidență sau nu, la puțin timp după asta, Victor Ponta, care fusese coleg în Consiliul de Administrație cu Gino Iorgulescu la FC Național, a adunat toți președinții de club din România și i-a convins să-l voteze pe protejatul lui, adică pe Iorgulescu. În urma votului, Nea Mitică este deturnat și Iorgulescu ajunge pentru prima dată președintele LPF. În scurt timp, prin manevre abile, drepturile TV au ajuns exact la Pascani și ai lui și apoi, după câteva mișcări perverse, la DigiTV. Pascani susține că cele relatate de Dragomir sunt fabulații, însă evenimentele petrecute apoi par să-l contrazică. Acum, rămășițele fotbalului, să-i zicem cu indulgență profesionist, care altădată mișca valuri de oameni către stadioane, a rămas să băltească sub trista guvernare a lui Gino Iorgulescu. Corecte datele? Corecte, domnul, dar Dragomir, sunt puțin incomplete. Și acum să vă spun eu cum s-a întâmplat. Bineînțeles că Pașcani m-a invitat la, acasă la doctorul Mureșan la Cluj și aici, de două ori, la hotelul Alexander
la, peste pod în Pipera. Și mi-a spus că dacă nu fac licitație, deci dacă nu fac licitație și dau drepturile de televiziune prin încredințare directă, îmi dă 4 milioane pe an șpagă. Să zicem comision. Eu am spus eu am tatonat așa puțin și m-a invitat și la Cluj. M-am dus la Cluj. Păi și eu m-aș fi dus. Da, m-am dus la Cluj, am mâncare tot în casă la ăsta. La Iuliu Mureșan, la șeful Mureșan. De la CFR Ecomax. Și am spus, Marpi, eu am 70 de ani, mă mâncați aia și gărea, mă duc la pușcărie la 70 de ani, pot să-mi dai America de Sud. Erau 4 milioane de euro pe an, domnul Dragomir. Și numai o secundă. Și îmi spune, domne, vrei siguranță? Da. Domne, eu la după Dâncu și Ponta cu avionul, stai de seară aici. Și l-am întrebat, păi cum mai știu și ăștia? Da. Păi bine, mă, Arpi, dacă știu și ăștia, cum dracu să mă bag în prostia asta? A fost foarte drăguț și foarte... mi-a zis, neamitică. Eu oricum câștig drepturile de televiziune. Orică ești dumneata președinte, orică nu ești dumneata președinte. S-au făcut alegerile în seara, cu o seară înainte de alegeri, marea majoritate a președinților stăteau la mine, pe la hotel. Și spun, domnul președinte, ne-a chemat Ponta, domnule, la aici, la biserică, ca și la hotel. Păi vă duceți. Ponta direct sau pe Ponta direct, da. Personal. Și păi, domnule, duceți-vă. Deci tot... prim-ministru României în funcție, da, da, suna șefii de echipe de fotbal, președinții, și, domnule, să-i cheme la hotel. Domnule, stați să vă dau niște amănunte. Dimineața, Ioan Nicolae, ăsta de la Astra, pleca nu știu unde cu avionul. Și a venit la mine și mi-a zis, neamic, că n-ai nicio șansă. Băi, era prietenul meu, prieten de familie. Îți dai să... Băi, Ioan, ești nebun, cum n-am nicio șansă? Mă votează 14. Domnule, ce ne-a promis? Aseară ne-a promis amnistie fiscală, ne-a promis de toate. Eu am să te votez. Bine, Dinu, vamă și îți arată votul. Da, el alți. În sală vezi că se ocupă Ștefan și cu omul lui Gigi Becali. Mă sunase Gigi Becali cu o săptămână din pușcărie. Și mi-a zis, băi, neamitic, bă, să nu te superi pe mine. De ce? Bă, m-a sunat Pontaș cu Olăroiu din Dubai. Unde l-au sunat, domnule, la Pârnaie? În pușcărie? La Pârnaie, domnule. Prin intermediul Olăroiu? Domnule, să se ia înregistrarea și dacă mint, să-mi dea 100 de ani de pușcărie. Că înregistrarea este, ce mi-a spus Gigi Becal. La telefon mi-a zis, îmi face SRI-ul vilă în centru pușcăriei. Vilă în centru, vilă în centru pușcăriei. Așa i-a făcut. Nu, că i-a amenajat. Ce-a spus, o metaforă, nu? Da. Nu, așa mi-a zis. Deci așa e înregistrat ăsta, că eu nu pot să mint. Pentru că asta se poate scoate înregistrarea. Că de la pușcărie totul e înregistrat. Păi mi-a mai confirmat Gigi Becali, când a ieșit din pușcărie, ne-am întâlnit la o cafea, la Don Cafe, și mai eram cu încă un domn în vârstă, care ne e prieten la amândoi, și mi-a zis, băi, te rog să mă ierți. N-am avut loc de întors. Eu sunt cu Ponta, domne, și cu Gino. Gino Iorgulescu. Da. Bine, mă, Gigi, n-am nicio problemă. Dar ce vă spun acum? Jur pe Biblie, dacă nu este adevărat. Eram la cofetăria la Ambianț. Vine Ghiță. Cu care eu... Sebastian Ghiță. Cu care sunt amic. Se întâlnea cu fratele său acolo. Și mă cheamă, că nu venise fratele lui, mă cheamă la masă, într-un colț. Eu eram cu 8 inși la masă. Masă de aici în tine. Mă cheamă, eu bun amic cu Ghiță, pe care eu l-am respectat. Și îi spun, ce-ai mă de supărat? Mă întreabă pe mine. Păi cum să nu fiu bă supărat? Auzi că mă trimit ăștia în judecată. După ce că m-au dat afară, vor să mă bage la pușcărie. Și spune, băi, nici n-ai tăcut din gură. Păi bine bă, dar tu ce știi? Păi eu am fost cu ei la Dubai. Unde ai fost? La Dubai. Bă, eu știu tot ce s-a întâmplat. Și începe să-mi povestească. Ce au făcut la Dubai? Se pare că, încă o dată, banii au fost luați prin contul unui fost antrenor, care este antrenor acolo, nu dau nume, nu știu neapărat dacă au luat banii sau nu, dar știu că mie acești bani mi-au fost... Banii promiși dumneavoastră s-au dat în Dubai altora care au... Asta mi-a confirmat Ghiță, vă jur pe Biblie!
Deci jur pe Biblie că ce spun adevărul. Mai mult decât atât. Eram în mașină cu șoferul. O mașină trage paralel cu mine. Când mă uit, Gino. Și eu am fost amic cu Gino, pentru că eu vă spun cinstit. Și acum, mai bine că e el președinte, decât să fie altul care n-a jucat fotbal și n-a fost nimic. Numai că el a fost lipsă de caracter și o să vă spun acum. Și îmi spune, băi, geamul jos, el era la volan. Eu eram în dreapta. De aici până în domnul Alecu. Spune, băi, tăi-și băi din gură că te băgă ăsta la pușcărie. Ăsta cine e, mă? Și îmi spune, de Ponta. Și eu, băgă-mi ești, în aia. El pleacă cu mașina, îmi spune, fii atent că până luni te curăță ăștia. Până luni m-au arestat. M-au dus la dosar. Noroc, că am avut noroc de doi judecători în vârstă, care au cerut probe. Că altfel, eram la beciul domnesc, stăteam și eu două, trei luni de zile nevinovat. Dar deci, să vă spun de Gino. De ce am fost supărat de Gino? El merită acum să fie președinte la Ligă. Eu vă spun ce în față de celălalt drăgoi, săracul, care n-avea nicio legătură cu fotbal. Păi poate de-aia l-au băgat. Domnule, Gino Iorgulescu a făcut un audit și a ieșit foarte bine activitatea mea de 20 de ani la Ligă. Dar a făcut două adunări generale în care le-a cerut președinților să se constituie parte civilă împotriva mea. În două adunări generale, președinții care ei promiseseră și i-au dat banii din contul lor, cum să voteze așa ceva? N-au votat în adunarea generală. Și atunci, procurorul Mortu cu el au rezolvat de așa natură și Liga s-a constituit parte civilă pe bani care nu erau ai Ligii. Altfel, pe mine nu mă puteau trimite în judecată. Asta este... Ori a primit ordin de la Ponta, pentru că eu am mai făcut și o greșeală, am ieșit la televizor și am spus că Ponta, cu Iacov și cu el, au vândut niște jucători la Timișoara, grupul McCain. Dosar pe rol, 1.200.000, în loc să se ducă în contul clubului, s-au dus în un offshore în Cipru. Este dosar. Și Iancu, care acum e la pușcărie, a venit și mi-a zis, domn președinte, m-a chemat procuroarea. Care procuroare? Mi-a zis, m-a chemat procuroarea și mi-a zis că dacă nu vorbesc de Ponta și de Iacov, mă scoate din proces. Păi și eu ce treabă am fratele meu cu treaba asta? Și am ieșit la televizor și am spus, băi fraților, nu e cinstit ce se întâmplă. Banii nu puteau să se ducă conform legii și regulamentelor decât în contul clubului, nu în contul unuia dintre cei trei în offshore din Cipru. S-a pus Batista pe țambal pentru că Ponta era prim-ministru, dar eu am făcut această greșeală. Și am fost trimis în judecată și condamnat pe participare improprie de o judecătoare, Daniela Toader, pentru participare improprie. Știți ce înseamnă asta? Să vă spun ce scrie în codul penal. În rechizitorul. Zice în felul următor. Vinovați sunt președinții de cluburi că au votat, dar întrucât nu putem să-i trimitem în judecată, îl trimitem pe Dumitru Dragomir ca din participare improprie. Din partea lor. Fiți atenți, participare improprie că dânsul i-a învățat să dea comision. Păi, fraților, putea cineva pe Becali, pe Ion Nicolae, pe Sechilariu, pe Badea, pe Pașcari, puteam eu, afară de asta, care este ceva ieșit din comun, nimeni nu s-a prins, și eu acum la recurs. Dom'le, membrii adunării generale nu erau persoane fizice, erau persoane juridice, cluburile, iar eu, ca să pot să influențez, trebuiau să mă duc la adunările generale ale lor sau la comitetul director să-i lămuresc pe aia, că ei veneau cu mandat sigur, adică veneai dumneata trimis de Gigi Becali și votai sau nu votai comisionul. Domnul Dragomir, ați mai auzit așa ceva? În povestea asta absolut halucinantă, ce căutau băieții ăștia de la Cluj atât de apropiați de Serviciul Român de Informații? Domnule, aici Ponta se pregătea pentru a ieși președinte de asta și avea nevoie de mulți bani.
pentru că mie mi-a spus Ghiță, vă jur, că cei mai mulți bani ai vieții lui nu i-are el. I-a cheltuit pentru Ponta. Dom'le, mie mi-a zis asta, să dea Dumnezeu, da, dom'le, dați-mi Biblie, să jur, mie mi-a spus treaba asta. Vă dați seama că n-am... Cum v-a zis câți bani a cheltuit Ghiță cu Ponta? Nu, a zis că, că ăstea, ce mi-au promis mie este mizilic pentru cât a, față de cât a cheltuit el cu Ponta. Vă jur, vă jur acest lucru. Și, dom'le, eu tăceam, dar dacă m-au... Fiți atenți aici, e posibil... M-au trimis în judecată și m-au condamnat 7 ani pe participare improprie. Ați mai auzit așa ceva? Ați văzut declarația lui Florin Prunea de la ProSport despre firma de publicitate din Cluj legată de Federația Română de Fotbal, de FRF, și care exista o firmă la Cluj care, dacă se sapă, zice Prunea, o să aveți surpriza să vedeți cam câte milioane de euro se rulează prin această firmă. A fost a domnului Dâncu. Da? A fost a domnului Dâncu. Păi domnul Dâncu a fost în firma care a luat drepturile de televiziune în Malta. Verificați, dacă nu este așa, să nu-mi ziceți. Păi Dâncu e cu sondaj, nu e cu fotbal. Poftim? Așa știm. Hai, domnule, avea dumneata banii lui Dâncu. Și de Dumnezeu. Eu vorbesc pe concret. Domnule, nu eram supărat. Am stat destul 20 de ani la ligă. Nici nu eram supărat. Dar să mă bage nevinovat la pușcărie? Domnule, fiți atenți. Nu se poate așa ceva. Dom'le, nu se poate. Cum? Mai mult. Dom'le, eu am auzit, dar altceva. Vine Harnagea, care a fost șeful spionilor acestei țări, la televizor, la o televiziune concurentă, și spune în felul următor. Dom'le, știți că procesul transferurilor, Coldea i-a spus unui general, cu o zi înainte de a fi condamnat Gică Popescu și ăștia, exact condamnările care le-a dat. Bine, dom'le, și nimeni nu se sesizează. Dom'le, dacă Harnagea a spus asta la televizor, mai spun și eu asta, păi vă dați seama, aici știți cine a condus țara asta, dom'le? Numai doctori, nași și fin. Vreți să vi spun eu? Doctor Dâncu, doctor Maior, doctor Ponta, doctor Oprea, doctor Coldea, Maior, nașul lui Ponta, Oprea, nașul lui Maior. Domnule, Oprea, nașul lui Ponta. Primul naș, primul copil. Mă rog, așa, nașul. Domnule, numai doctori, luați cu doctoratul, vai de mama noastră, vă dați seama, Oprea, coordonator de doctorate, vă dați seama. Asta, așa. Iar ăsta, Coldea, a luat doctoratul de la Oprea. Vă dați seama, vreau să văd și eu... opera asta, toți, să o discutăm. Nu se poate. Ei s-au răzbunat pe mine, într-adevăr, eu am avut gură bogată. Dar n-am fost hoț, domnule. Una este una și alta este alta. Domnule, eu nu sunt simpatic. Sunt chiar antipatic de multe ori. Domnule, dar încă o dată vă spun la toată lumea. M-am ferit ca dracu de tămâie să nu greșesc. Și n-am fost hoț. Ei... Au măsluit un dosar, fiți atenți. În primul rând, am fost condamnat că banii au fost din patrimoniul ligii. Nici nu s-au dus la lege, domne, la legea organică. Liga Profesionistă de Fotbal nu putea să ia decât 2%, până în 2%, fiți atenți aici. Și noi din aia 2% puteam să dăm comision 5%. Vreau să auzim puțin pe Ion Dedu, fost ofițer SRI, și vreau să vă întreb, când... Dar care a fost anul, care a fost perioada în care Serviciul Român de Informații și-a abandonat misiunea, care este siguranța și securitatea națională, și-a început să intre în fotbal, în politică, în economie, în justiție, da? Și așa mai departe. Când s-a întâmplat lucrul ăsta? Sau a fost dintotdeauna așa la SRI? Nu, eu nu știu să se fi implicat chiar în astfel de activități Serviciul Român, dar ce am constatat eu, mai evaluând așa mai multe dosare, am observat că în anul 2012 s-a întâmplat așa ca o inflexiune, în care se pare că a funcționat mult mai pregnant acest binom. Și anume, au fost utilizate foarte multe mandate.
de interceptare, de, pe Securitatea Națională, în dosare de fapte de corupție, de fapt. Până la urmă... Câte mandate au instrumentalizat în 2012 cei de la SRI? A, nu, n-am la mine acum, dar parcă în 2012 10.000, 10.000, dacă nu chiar mai mult. Problema este că pe Securitate Națională au fost 10.000 cam global și cu autorizări. Ar putea fi în jur de 3.000, cam așa cred eu. Nu avem, dar este statistica și ne uităm repede.